adăugăm puțină glicerină și uleiuri esențiale pentru miros. Lavandă, rozmarin, tămâie, ceai, trandafir. Dracu, că am nebunit. Mereu mă doarme chimia asta. Bine că nu m-am făcut Einstein. Einstein n-a fost chimist, a fost fizician. Știi tu? Pasteur a fost chimist. Am studiat chimie la cursul de explozibili. Mă rog, bine că nu m-am făcut pastor de ala. Păi cu fața asta de zoofil nici n-aveai cum. Hai, treci la curățenie. Nu pot că lucrez la o rețetă dezinfectant. Să nu mai cheltuim banii de aiurea pe la biznițarii ăștia cu farmaciile. Cum? Ia să-l pun să-l iau de la început, că n-am înțeles nimic, am adunca. Cum ne facem acasă dezinfectant lichid pentru mâini? Trăim vremuri complicate, când virus noi fac ravagii, iar în farmacii nu mai găsim dezinfectanții necesari. Vestea bună este că ne putem face singuri acasă, din câteva ingrediente ușor de procurat. În primul rând, ne trebuie... Acum știu, nu-i de la chimie. Nu-i de la chimie, de la vocea noastră, dădeam vina pe chimie degeaba. Salutare, Mr. Morgan! Do, Caterin, că s-ai rămas umflatule. Mai sunt umflat, am slăbit, vă, pandelică. Păi nici eu nu mai lucrez la Morgan. Serios, ți-a murit entuziasmul sau care-i treaba? Nu mai lucrez că o conduct, sunt directorul ei, mă doare. Să mori tu! Metaforii vorbesc, evident. Da, mă! Intră până ce verifică. Păi nu faci și tu cinste, n-ai nimic la rece. Păi tocmai de asta te-am sunat, că am prea mult la rece. Am auzit că tu ești în staful președintelui. Care-i și... staf? Sunt chiar mâna lui dreaptă, mă, dar cinsc eu dreaptă. Sunt ambele mâini. Fără mine nu face nimic, nici măcar pipi. Păi atunci, nu vorbești tu cu el? Să ne dea bani ca să putem să-i îngropăm pe amărâții ăștia. Hai că se laudă că e președintele poporului. Nu se laudă, bă, chiar e. Hai că dacă se găsesc bani, ai putea să te ocupi tu personal de împământarea amărâților. Dar delică, eu sunt dita mai consilierul prezidențial, mă, nu electrician. Împământarea, adică funerarii, mârlane. Pot trece banii prin firma ta de pompe. Dar eu n-am firmă de pompe, că nu sunt nici instalator. Băi, pompe funebre, bă! Nici de-aia n-am. Îți faci, că doar e stare de urgență. Totul se rezolvă la urgență. Business, mârlane, business! Ha, dracu, tot combinatorul ai rămas, bă, ca liceu. Îți mai aduce aminte ce prostii făceam? Păi știa toată școala ca pe doi cai. Exact, treci. Noi și apa de diriga. Oare ce o mai face ea? S-a recăsătorit cu măgar. Bă, până la urmă ai călărit-o, știu puțin, nu? Mă lasă rece. Mușcă-ți limba, director, dar n-are rost să verifici frigiderul și pe interior. Vorbești cu Barosanu? Hai că e o combinație din care câștigă toată lumea. Vorbesc, mă! Ia zi, ce mai faci, fata Morgana? Cine, mă? Nevastă ta, îmbălsămatule. Varvaro, am nevoie de tine. Știam eu că până la urmă n-o să rezici fără mine. Mă, dar termină odată cu fanteziile astea stupide. Am nevoie de tine pentru Emma. Stai. Dacă vrei să mă duc în locul ei la Esteban, îți pierzi vremea. În primul rând, că o să ne dea Igor. Cine? Că o să ne dea Ignor Esteban la propunere. Că nu e interesat de persoana mea și secundo... Secundo, taci și ascultă-mă. Că nu Esteban este subiectul. Emma este subiectul. Ai văzut în ce stare de nervie. Trebuie să o ajuți. Șeful, cum? Că eu nu am ce-i trebuie, că sunt fată. Hasan are antidotul și, mă rog, Esteban, dar așa se ține ea mândră, fără coada pe sus. Barbaro, am zis să încetez cu aluziile textuale. Și cu datul din gură. Știu cum putem să o liniștim. Fără, mă rog, ce ai insinuat tu. Vreau să-i spui că ai găsit o vrăjitoare șmecheră, una din aia care zice viitorul la fix, și să-i dai numărul tău de telefon. Păi îl are. Nu pe ăsta deșteaptă, pe ăla de vrăjitoare, înțelegi? Că tu o să joci rolul. Lasă că îți fac eu o linie specială, ăla o să fie numărul. Și ce trebuie să-i zic? Că vezi în ceva, că în câteva zile iese de la Esteban. În ce văd? În fluturașul de salariu, Barbaru. Nu știu, pune și tu minte la contribuție. Că dacă nu, n-o să mai vezi nici în fluturaș nimic. Ai înțeles? Puf!
și Lulu împart tot ce întâlnesc. Vă rog, ajutați-ne. Așa? Nu răspunde că e cretinul. Da, Mârlane. Ce vrei, mă? Să trăiască Barusanu și să curgă pe Erbanu, boss! Urmărește-mă cu atenție! Bă, deja urmăresc un desen animat și nu cred că rezist la încă unul pentru că nu sunt Napoleon. Napoleon e mic copil pe lângă tine, boss! Dar de care Napoleon vorbești? Coniacul sau voivodul? Mârlane, zi ce vrei! Ce vreau? Să te umplu de bani, boss! Să te umplu de bani! Fii atent aici! Un prieten al meu a ajuns la morgă. De ce nu mă miră? A ajuns, șef! Și putem să facem o mega afacere cu el. Are păstori niște morți, dar pe care nu-i revendică nimeni. Ți-am explicat de atâtea ori că nu mă bag în trafic de organe. Sunt un om credincios. Nu, boss, că e inspirat, mai merge de piese de schimb. Alta e afacerea. Ăia n-are familie, n-are prieteni, n-are pe nimeni care să-i ducă la groapă. Deci la mormântare sunt 8 locuri libere. Sau mă rog, nu chiar 8, că ne trebuie preot, că de popor cretin. Mârlane! Creștin am zis, boss, dar distorsionează diavolul ăsta de telefon. Da, deci popa, doi gropari, și Gaborul, care numără participanții, deci mai rămâne 4 locuri. Pentru ce? Cum pentru ce? Pentru cine vrea să iasă la plimbare? Alta decât la cumpărături, pe culturalizare, uite. Belu e monument istoric. Plus că să lasă și cum să ne orașcă, doar facem pomană. Cu olivă, tot tacâmul. Și tacâmul le poate păstrezi ei, ca și la pomană. Păi, pomana, ciule, lasă varvar, lasă gargara. Și zi de unde vine banul ăsta gros cu care te lauzi. Păi ne plătesc ăia patru care vine la mormântare. Rupem bilete, boss, ca la spectacol celălalt. Că practic ce e mormântarea? Nu un spectacol. O, tempera! O, mores! Să vezi ce omores o să-ți dau eu dacă mă mai deranjez cu imbecilități din astea. Îți garantez, îți dau scris că o să rupi bilete la propria țin mormântare și o să fie fără colivă. Ai înțeles? Fără colivă. Scuze, boss, n-am știut că ești alege la colivă. Permiteți-mi să raportez. Lasă-mă să ghicesc. Număr par sau impar? Par să trăiți, că s-au bătut cu pari. Și cred că erau și chiori. Ah, da. Că s-au bătut ca chiori, nu? Nu, că n-au văzut că avem pistoalele în mâini și au continuat să se bată. Da? Și erau și surdomuți? N-au auzit focurile de avertisment? Care focuri, domn președinte? Păi credeți că noi irosim muniția așa pe toți bețivanii? Îi prelucrăm manual, adică ca la manual. Păi nu trebuie să zintă și Vasilica lui Chiorete, util, că de-aia nici nu a intrat în conferință, că se reface după ieri, că a bătut la ei ca la șnițele. Ok. Altceva? Am informații că au apărut o mulțime de escroci care profită de situația actuală. Voi știți poziția mea. Toleranță zero. Fără milă. Ei, o zi nemernicule, am liber de la președinte să fiu fără milă. Emma, te-am rugat să te liniștești, că m-am săturat. Păi ce crezi, că eu nu m-am săturat? Eu nu m-am săturat. De fapt, n-am mâncat, că am făcut business toată dimineața. Pentru țară și popor și al lor conducători. Mârlane, dacă te obosi business-ul, stai iar sonorul. Nu, că am o problemă de viață și de moarte. Sau, mă rog, mai mult de moarte. Mă pupă, dar am informații precise că morga mai face față la câți morți nerevindicați vine zilele astea. Morți nerevindicați? Adică fără aparținător, domn președinte. Oameni ai străzii, avurolaci. Exact, cine a fost cunoaște. Dar informația nu am de la Matiescu, ci de la Paliu. Că el vede cum îi dispar cunoștințele din canale, unul câte unul, hai de capul lor. Și de-aia m-am gândit să instituim, adică tu, pupăză, că ești președintele poporului, un fond de mormântare pentru cei fără familie și venit. Că nu putem să-i lăsăm pe afară, mă, că să-mi pute. Nu e rău. Cu dracu nu e rău, bă, pupăză, păi tu știi cum miroase un mort. Și vii căldurile, acuș. Nu e rău, adică nu era ideea, cântălăule. Mă miram eu să nu revii la oboseala nativă. Scuze, m-a obosit analiza situației, că am
făcut o analiză la numă nunțită. Că doar o să fie dita mai programul, sau ce aș propun să-l numim programul Prima Groapă. Bravo, Mărnane! Bravo! End of transmission, că trebuie să vorbesc cu premierul să identificăm sursele de finanțare. Ce zic, fată, de cine ai intrat în conferință? Fată, eu zic, dar promis că nu mai zici la nimeni. Eram pe Skype cu o ghicitoare. Mamă, tu știi de când mă chinui să o prind liberă? Fata e super bună, e o coadă la ea, aoleu, ca la moaște. Păi, ești nebună? Dar pentru ce îți trebuie ție o ghicitoare? Mie îmi trebuie să-mi spună când scap de mitocan. Păi îți dau eu numărul ei. E belea de bună, știe absolut tot. Ți se face pielea ca Luandra, adică găină. Și? Ce ți-a zis? Te înșeală, Igor? Ți-am zis să nu-i mai pronunț numele, că poate ne aude cineva. Dar da, fată, mi-a zis că mă înșală. Cu una Manuela. Relaxează-te, domniță, că oaia înșeală toți bărbații, mai ales în perioada asta. Hai, dă-mi numărul ei, că sunt curioasă dacă îmi zice și mie la fel. Să o verificăm, zic. Și ce a zis premierul? Ce a zis? Ce putea să zică Mărlane când îi cere președintele poporului să ajute amărâții? De mâine începe programul Prima Groapă! Super! Și cum îmi dă banii, cash sau pe card? După ceafă! Mărlane, nu tu te ocupi de coordonarea programului! Da, de ce? Că a fost ideea mea! Domn președinte, nu am nicio informație despre așa ceva. Bine, în perioada asta nici n-am mai coborât în canal ce-i drept, dar dacă ar fi fost atât de mulți, mulți am fi aflat. Sigur? Că Mărlanu mi-a zis că știe de la tine. De la mine? Eu n-am mai vorbit cu el de o săptămână. Dacă vreți, vă trimit desfășurătorul convorbirilor. Na. Stai liniștit că doar nu o să cred un graz mincinos în detrimentul agentului meu de încredere. Se și vedea cu saci în căruță, excrocu! Care saci, șeful? Că subvenția pentru o mormântare e 5.000 de lei. Și la cât costă acaretul și pomana, nu prea ai ce să sifonezi din ei. Ma, te pui cu prostovanu? Mărlane, dacă îți dau ție coordonarea programului Prima Groapă, o să mă înjure presa că dau afaceri servite prietenilor. Adică exact ca impostorii de dinainte. Da, ce? A fost ideea mea. Ăsta-i furt intelectual. Încetează-mă cu aberațiile. Că nu avem nici furtul, nici intelectualul în cazul de față, da? Da, dar poate presa o să zică altfel. Când o afla că mi-ai plagiat ideea exact ca toți impostorii despre care vorbeai. Măi, încetează-mă, am zis. Măi, Mărlane, măi, nu e nevoie să te ocupi tu de tot programul. O să te ocupi de fața nevăzută a lui. Adică tu verifici firma de pompe funebre care o să facă mormântările. Ca să nu sifoneze banii, mă înțelegi? Că precis o să vrea să cumpere ce e mai ieftin pe piață, nu? Păi de ce n-ai zis așa, mă, prietene? Altfel stăm de vorbă. Auzi, dar de ce să ne mai complicăm cu intermediare scroci? Nu mai bine fac eu achizițiile? Ca să elimină orice risc. Mărlane, tu nu ai firmă de pompe funebre. Păi ce, asta e o problemă? În câteva ore am firma făcută, că starea de urgență e stare de urgență. Să rezolvă totul la urgență. Clar, drăguțo. Exact ca personajul din Tăcerea Mieilor. Ai văzut Tăcerea Mieilor? Nu, dar dacă trebuie... Nimic nu trebuie. Totul se întâmplă implacabil. Ia spune-mi tu mie, drăguțo, cum te cheamă? Emanuela. Am numărul dumneavoastră de la domnișoara Barbara. Frumușica, isteață! Emma, spune-mi, te rog frumos, ce probleme ai? Doamna Clarice, aș vrea să știu și eu una alta despre viitor, că de când cu pandemia asta... Tu ești izolată cu cine nu trebuie? Da, dar de unde știți? Păi nu, de-aia mai sunat, să știi, dar fii atentă.
Mai sună-mă încă o dată, dar de data aceasta fă cu video. Pentru că dacă vrei să știi mai multe, trebuie să-ți văd palma. Imediat! A zis imediat. Dar nici nu trebuie că nu zghicesc în globul ocular. Îmi trebuie doar palma. Se vede bine? Perfect, da. Emma, vreau să spun că bag de seamă că ai un iubit care începe cu litera H. Da, soțul meu! Dar de când cu pandemia asta nu ne-a mai... Vrei să zghicesc sau vrei să facem conversație? Mă iertați! Eu te iert. Dar văd aici unul care nu te ierta nici mort. Stă la gaură să te ardă, e... unul cu E. Obsedat-o, domn! Știam eu că numai la gaură se gândește. Ce iubire, ce pasune, brăjeană! Deci vrei conversație? Mă scuzați, iar... Fii atentă și mai văd că ești alergică la o insectă. Un acuac, te-ai și înțepat de câteva ori. Viespea! Doamnă, dar sunteți chiar bună! O să vă recomand tuturor prietenilor mele. Dar mai spuneți de viitor, vă rog, când scap de obsedatul. Îmi pare rău, dar nu se mai vede. Cred că nu mai ai semnal, nu te mai văd. Ce dracu-i zic eu lui asta? Ferește, ce dracu-i zic eu lui asta? Asta era ideea. M-ar interesa dacă se poate face coșciuc din carton. Gândesc că vă credeți într-o piesă de teatru sau ceva de genul ăsta. Exact, da, da, sunt regizor, da, și vreau să iau mai multe, că e o piesă cu mulți morți, o tragedie. Punem în scenă ceva grandios despre pandemia din Italia, da. Deci trebuie să emite cât se poate de bine coșciugul de lemn. Nu e problemă, putem să-l colantăm. Perfect, și cam cât m-ar duce unul cu tarcul ăsta? Nu știu, de 350 de lei. Bă, ce vorbești de aici, că mă-i la mișto, cum să coste un coșciug din carton cât unul de lemn? Păi ați vrut să iasă identic, cu autocolant, cu mânere, plus că o să fie de 10 ori mai ușor, că e butaforie. Știți, manevrabilitatea costă. Păi am vrut să protejez pădurea, ca să fiu ecologist, dar văd că n-am cu cine. Mă rog, dați-mi un preț cu tot cu cruce și coroană. Hai că faceți o reducere acolo, vă aduc zeci de clienți. 500 de lei cu totul. Mult. 450. 470. 480. Perfect. În maxim 10 minute vă trimit contractul. Lasă dracu de contract, hai că protejăm pădurea fără hârtie. Doar cartonul. Bună ziua. Magazinul Megalindel? Da. Ce produse alimentare aveți la reducere? Ceva, mă, la 50%, pe acolo, 40%. Am un adăpost de câini și trebuie să trăiască și ceva pe vremurile astea de restriște. Orice, da, să nu fie expirat de mai mult de o lună. Da. Păi și cum ai citești palma fără video? Emma, dragă, dar nu mai este nevoie pentru că ți-am văzut deja viitorul. Super! Și cât mai trebuie să stau cu obsedatul cu litera E? Când scap de el? Luni. Serios? Mi-ai iluminat existența! O să te recomand tuturor, doamna Clarice. Clarice, doamna Clarice. Luni, luni, luni! Yes! Așa. Deci, ia să vedem. Bun, ia că sună. Programul Prima Groapă, spuneți, vă rog. Bă, foarte salut!
Mă numesc Calup Zinescu și sunt președintele asociației APS. Îmi pare rău, dar n-am mașină, domnul Calup Zinescu. Ba chiar am nevoie de una. Dacă aveți cumva un drink și vreți să sponsorizați programul nostru, omologul dumneavoastră, președintele Pupăză, v-ar fi extrem de recunoscător. APS înseamnă Asociația Bătrânilor Singuri, dar în putere. Este un club de bărbați în vârstă care vor să-și trăiască viața pentru că pot. Problema e că nu ne mai lasă interdicția să ieșim cu fete. Aș vrea să apelez la serviciile dumneavoastră. V-a murit vreun membru de inimă rea? Nu, doamne ferește, vă propun o afacere. De câte ori aveți o mormântare fără asistență, chemați-ne pe noi pe post de familie îndurerată. Contra cost, evident, plătim gras. E prima dată când mă bucură cuvântul gras. Păi am 4 locuri libere la fiecare mormântare. Perfect, câte 2 membri cu 2 puicuțe. Eu zic să renunțați la puicuțe, că e mormântare, nu nuntă. La nuntă se joacă găina. Simpatic, de cale afară, îmi place. Simt că o să ne înțelegem perfect. Puicuțele sunt partenerile cu care vin pensionarii noștri. Cât îngropați voi mortul, ei vizitează niște cavouri. Înțelegeți ce vreau să zic? Normal că și eu sunt iubitor de artă. Mă speriasem că sunteți sataniști de aia care sacrifică găini pe cimitire. Doamne ferește, suntem creștini, oameni serioși. Deci bate-mă în cuie afacerea! Lăsați că mă ocup eu de cuie, că am cuiele pregătite pentru costiuge. Dumneavoastră păstrați-vă forțele pentru torul cavourilor. Salut! Salut! Băi, atențiune la mine că am primit o informare că de câteva zile la înmormântări se întâmplă chestiuni ciudate. Se fură coliva? Nu v-a visto, mai grav. Cred că se fură din morminte. Ci că niște moși se prefac că sunt în cortegiul mortului și cum începe slujba, se fofilează și intră cu niște tinerele în cavouri. Ciorete, vreau să filez tot ce intră azi în belu. Undercover, evident. Șeful, poți să merg? Eu te rog, șeful! Da, las-o vreme, mai pe ea să ducă. Adică ce facem? Tragem numai în cadrele cu experiență? Ne bătem joc? Ia că mă învață meserie. Lasă să ducă ea în cimitir. Că mie și așa nu-mi place nici poliva, nici morții și nici cimitirile. Bine, bine, dar să dea dracu să stai cu ochii pe colivă și nu pe hoțcă. Jarbănici! Ai, 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 viva la more! Amore, ce faci aici? Bagajul ești, orb? Eu știam că n-ai simțuri. Că ești un nesimțit, dar asta-i New Entry. Nu e, ma. Tu mă forțezi să-l sun pe Pupesa. Și zrești și cariera și libertatea. Nu risc mai nimic. Luni o să plec. O să vezi. Că de cine a zis că luni expiră alea 14 zile? Să mă doare în cont de alea 14 zile! Cine a zis că plec luni, știe ce vorbește. De bine, bine, cine a zis? Treaba mea. O ghicitoare, da? Care nu m-a văzut în viața ei și care știe absolut totul despre mine și a zis că luni plec. Pa, pa! Cum? Nici mă interesează. Important e că scap de mutra asta ta libidinoasă. Pa, pa! S-a uitat ea așa în globul ei de cristal și a zis că, auzi, fă ce vrei, împachetare plăcută. Așa. Auzi, dacă cumva lunii ăsta înseamnă luni de zile. Nici mă interesează. În câteva zile, oricum îmi expiră alea 14. Și dacă mi este rezultatul pozitiv, mai stai cu mine încă 30 de zile? Pleacă-mă de aici, mă, că tu nu ai COVID, mă. Nu ai simptome, mă. Nu ai febră, nu tușești, nu ai nici măcar caracter. Poate sunt asimptomatic. Te-ai gândit la treaba asta? Vise, taică, vise. În veci n-o să-ți iasă pozitiv testul ăla. Amore, în veci să nu zici în veci. E o vorbă de la madresita. Nunca să-i nunca. Bine, Don Quixote. Viva l'amore! Ia fi grațină, Cufu. Cam nașpa, șeful. Uscată, bomboane puține, nici colivele nu mai sunt ce-au fost. O sans-coliv, danton. În traducere liberă, asta însemnează șeful la pomana lăudată să nu te duci cu sacul. Sau cu nemâncata. Terminați cu prostiile că nu suntem la cenacru. Grațiela, raportează ce-ai filat. Mă scuza, șeful, dar le-am primit de pomană. Una dintre înmormântări chiar a fost suspectă. În primul rând am observat o discrepanță uriașă. O ce? O nepotriveală, Chiorete. Păi zi, dragă, așa, că poate e lume de față care nu înțelege. Mortul era vai steaua lui, șeful. Avea
coșciuc din carton, pantofii din carton, totul era din carton. În schimb, așa zisa familie, era pe super lux. Niște moșălăi cu niște bunăciuni de alea tinerele. Ai trăit la acțiune, grățielu, ce au făcut? Au intrat în cavouri? Au intrat șeful. Și cu ce au ieșit? Că bănuiesc, i-ai prins în flagrant. Cu dita mai erecțiile, șeful. Ce mai înseamnă? Obiecte funerare? Sfeșnice? Ce ți-am zis eu, făi, să lași tehnicalitățile deoparte, că pe acelea nume care nu înțelege. Erecțiile, bre, adică cei mai matale poziție de drepți. Când o vezi pe Farvara la aerobic, pe Facebook. Păi, ești nebun? Adică moșii făceau pămormite mama lor de profanatori? Nu mai au mame, șeful. Și nu erau profanatori. Că cavourile alea erau chiar ale lor. Că v-am spus că sunt bogătași boșorogeia. Nu avem de ce să-i acuzăm. Dar pe ea de la casa funerară avem. Că au transformat-o în casă de toleranță. Să vă explic ce însemnează toleranță, șeful? Gata, gata, lasă vorbăria că ne prinde iarna. Tombe la neghe, peizane, ale la tramvai, adică la muncă. Zburdați! Este! A început să meargă treaba. Ce? Programul Prima Groapă. Marlanu Ferdinand la telefon, cu ce vă pot ajuta? Bună ziua! M-ar interesa și pe mine să particip la o mormântare ca figurație, că n-am mai ieșit în casă de mult și sunt cam stătut. Înțeleg. Doriți pachetul complet, cu două locuri și cu tot tacâmul, nu? Exact. Da, domnul meu, problema e că prețul a crescut fără voia mea, și cererea e mare. Sunt o grămadă de bătrâni care vor să iasă din casă și să intre în program, dacă mă înțelegi, ca dumneata. Ai, nu mă nebuni. Deci te-ai făcut proseliu, mărmane, ai? Cine e la... din partea cui sunați? Din partea miresii, mă, și-a lui Vasilică. Nu știi cine e Vasilică? Este ăla, mă, care o să-ți o să spargă crăpățâna aia mare și idiotă și seacă, idiotă în camarad. Asta, dacă nu, care cumva mă răzgândesc și o să te părăsc lui pupă zăma, să-i zic cam cu ce te ocup, mătăluță. Recte cu specula, cu prosenetismul și cu profanarea de morminte. Că sexul făcut în cavouri exact așa se numește. Ești chiar mătăluță să fii următorul înmormântat. Păi normal, normal, cum faci o afacere, cum hop un vigilent ca tine îți mi-o strice. Ce mă, vă e frică că mă îmbogățesc, mă, și rămâneți voi tot pâine în buzunare, o țără noilor. Ce? Ne. Și cine ziceați că m-ar recomanda? Oh, prietena bună, Emanuela! Noi pot spune numele complet pentru că e o persoană importantă și m-a rugat să fiu discretă. Dar ea nu o să pot să vă spun nici numele meu. Da, vă fac plata prin Revolut chiar acum, dacă vreți. Nu este nicio grabă, doamnă Teodora. Întâi munca și pe urmă banii. Vă rog să-mi arătați palma. Da. Mm-hmm. Da. Dumneavoastră aveți un cabinet medical sau ceva care nu merge extraordinar. Izolarea, bănuiesc, normal, dar fiți atentă, compensați cu ceva social. Ajutați oamenii în mod gratuit. Wow, chiar e bună! Da, și cu dragostea? Dragă, eram bărbat așa. Da, te-a sunat ca naiba. Nici așa nu sună prea bine. Vă văd între doi bărbați puternici cu poziții de forță și ambii cu litera P. Pupăză și poponeț. Fantastic!
Nu e nimic fantastic, ba din contră. Pare că relația scârțâie. Da, lângă ăla cu P, vedeți vreo femeie? Care dintre ei? Ăla, chelios. Ambii sunt. Ăla plinuț. Ambii sunt. Lângă bărbatul meu. Nu știu că nu mă uit în palma lui. Tot ce pot să vă spun este că nu rămâneți singură. Să face domnul Ferdinand să ne băgați la seara hat? Poate invers, domn președinte. În cauza dumitale acum nu mai putem ieși nici între orele 11 și 13. Dar ce v-am făcut eu, domne? V-am bătut ușa în cuie? Mai rău, ne-ai carantinat pe toți 30 de zile. Ți-aduce aminte cum ne-ai zis că-l cheamă pe ultimul mormântat? Chivu. Păi și ce nu-l chema Chivu? Nu, incostientule, îl cheamă Chifu și era chinez din Wuhan. Să ne dai toți banii înapoi. Eu zic să mai trimiteți voi încă o trajă de bănuți ca să nu vă dau în judecată. Că din cauza voastră mi-a închis poliția afacerea. Profanatori de morminte ce sunteți. Că așa fermește, mă, ce faceți voi cu puicuțele alea pe cavouri. Nu sunteți satanici, dar sunteți zoofili. Deci, ori vă trimit factura, ori citația la tribunal. Aveți de ales. Ce alegeți? Sau chetăm noi cu dumneata în judecată, că ne-ai pus viețile în pericol, chemându-ne la înhumarea unui infestat. Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infectocontagioase, cont penal articolul 350 de alinia 2, că a fost... Nu se mai aude ce... Am intrat într-o instalație de sterilizare să... Alo, nu mai vă aud... Nu zici că fac bani din asta? Da, vă rog. Doamna Clarice? Da, e. Da. Numele meu este Bi, Anca, și sunt prietenă cu Teodora și Emanuela. Aveți un minut să-mi ghiciți și mie? În momentul acesta nu, pentru că sunt foarte, foarte ocupată. Plătesc dublu. Dar la mine nu este cu bani. Serios? Teodora mi-a zis că a plătit. Pentru că a insistat dânsa. E un fel de supporting pentru artiști, pentru că și eu sunt o artistă în ale ghicitului. Înțeleg că și eu sunt. Și hai să nu ne mai domnim atât, că doar suntem colege de breaslă. Ia zi-mi ceva, un singur lucru de la serviciu și după aia îți întorc și eu serviciul. Ok, văd că ai o colaboratoare tânără care are 2 de V în nume. Poți să te bazezi pe ea pentru că nu o să te dezamăgească niciodată. Mersi de pont, acum e rândul meu. Doar că și eu văd tot despre tânăra cu 2 de V. Este într-un mare pericol. A început o afacere cam ilegală și dacă nu renunță imediat, s-ar putea să aibă probleme. Credeți că ar trebui să o avertizez? Nu cred. Că eu văd că a fost pusă să facă acel lucru de către un om de stat important, cel mai important, care începe cu litera P. Posibil, dar omul cu P nu i-a zis colegei cu V să accepte bani pe cardul cu R. Și dacă află, o să-i desfacă contractul de muncă cu litera S, de la șarlatanie. Ce mai ai, mă, și tu? Bube, idiotule! De la pomana ta expirată! De unde ai luat, mă, alimentele alea? Din la dat de gunoi a cărui supermarket? Eu n-am dat în viața mea de pomană! Nici nu știu despre ce vorbești! Mărlane! Mi-a zis omul ăla care a împărțit cine i-a dat plasele! Fii atent, că în prima zi când o să pot să intru la voi, te crăp ca pe lemne! Iartă-mă, balerino! Dulceață, uite, promit că-ți dau toate coliva care mi-a rămas. Ce înseamnă toată? 15 kg, că am luat angro ca să iasă bine la bani. Da, hai să trimit acum, da, și
și două caserole cu chifteluțe, să vezi ce bine merge chiftelele cu colivă de zice, să nu te uiți că-s verzi. Nu, sunt din cauza că-s făcute cu ceapă. Da, și miros un pic ca pește, că-s făcute cu pește. Da. Și parola după ele, nu, că n-au fost rulate pe piept. De la, așa le zice, perișoare. Că, da. Te pup. Alo, Popaie. Crezi că poți să-mi faci și mie rost de un rezultat pozitiv la COVID? Păi, dacă sunt nebun, îmi e mai puțin bani, nu? Hai, te rog. Domn președinte, nu am nicio informație despre așa ceva. Bine, perioada asta nici n-am mai coborât în deci. Mor. Bine, în perioada asta nici n-am mai coborât în canal, ce-i drept. Da. Ce-i drept, e drept, că n-am mai coborât în canal, coboram în beci până acum și...